Deschidem Sfânta Scriptură la pagina 607, ediția Cornelescu, și vom asculta Psalmul 91. Psalmul 91, începem citirea cu versetul 1. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui, că scut și pavăză este credincioșia Lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici: Domnul este locul meu de adăpost, și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare, de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să slovești piciorului pe piatră. Vei păși peste lei și peste nepârți și vei călca peste pui de lei și peste șerpi, fiindcă mă iubește, zice Domnul. De aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Amin. Amin. Vreau să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, și în această dupămasă suntem împreună în casa Domnului și mă bucur că ori de câte ori vin la Ghiroda, adunarea dumneavoastră este plină. Bănuiesc că la toate slujbele este la fel. Slăvit să fie Domnul! Totodată, permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte și frățești din partea Bisericii Betel Dumbrăven Suceava, din partea bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă din zona dumneavoastră, cu harul, pacea și îndurare să vă fie înmulțite tuturor. Amin. Amin. Aleg pasajul acesta biblic pentru că în el este o fortăreață în care te poți ascunde, un cuvânt asupra căruia poți medita și de la problemele stringente care sunt și care vor mai veni, e foarte important să-ți iei privirile și să le pui pe cetățuia, pe stânca ta care trebuie să fie Domnul, Doamne ajută! Doar când te uiți la El, nu te temi, doar când te uiți la El, poți să ai tărie. Nu totdeauna e bine să calci peste șerpi, peste năpârși, peste scorpioni, nu-i chiar plăcut, dar calci peste ei. Spune Scriptura aici, vor fi la strâmtorare și eu îi voi izbăvi. Priveliștea nu-i prea bună când vezi 1000 cad alături de tine și 10.000 la dreapta ta. Nu-i prea bună primejdea, dar îi vezi tu pe oamenii aceia, vezi tu situațiile respective. Asta înseamnă că tu trăiești, că Dumnezeu te ține în viață. Nu totdeauna circumstanțele sunt cele mai plăcute, nu-s de concediu, însă sunt circumstanțe că Dumnezeu este lângă tine și te scoate biruitor, slăvit să fie Domnul. Ești ferit de glonț, de săgeată, în terminologia biblică, ești ferit de microb, de virus, de bacterii, ești ferit de toate aceste lucruri, de ciumă care umblă în întuneric și de molmima care bântuie ziua în amiază mare, nu pentru că tu ai o imunitate foarte puternică, ci pentru că cel ce te apără este Domnul, slăvit să fie Domnul. Toate aceste lucruri se găsesc încă o dată, mă repet, în Domnul și e foarte important ca acesta psalm să-l avem ca și abonament pentru noi. Așa cum facem abonamente la diferite servicii deosebite, dar pe care și le plătim, așa există un abonament la Psalmul 91. Și abonamentul acesta pe care îl putem face fiecare dintre noi, cei mai în vârstă, cei mai tineri, oamenii care aud cuvântul Domnului, e foarte important ca el să se împlinească cu noi. Acum, cea mai mare problemă nu este protecția care ni se oferă Domnul, cu toate că ne-o oferă, ci cel mai important lucru este că îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea, care e cel mai important lucru. De aia se încheie psalmul cu acest lucru. Că și viața lungă, cât de lungă a fi ea, se termină. Se termină. Dar dacă ți arată Dumnezeu mântuirea Lui și pui mâna pe mântuirea Lui, toate celelalte dinainte au valoare. Altfel, stimații mei, chiar dacă ajungi să ai viață lungă, chiar dacă ajungi să nu te îmbolnăvești niciodată, să nu tușești niciodată, chiar dacă ajungi să ai o grămadă de binecuvântări, dar nu ți arată Dumnezeu și n-ai parte de mântuirea Lui, ești un om pierdut ca și toți ceilalți.
De aceea e important pentru noi să privim spre acest psalm, să-l aplicăm în viața noastră, să ne facem abonament la el și să avem grijă să plătim totdeauna facturile așa cum trebuie, știi, ca să el să fie valabil până la adânci bătrânețe. Doamne ajută! Ca să avem parte de psalmul 91, un psalm încărcat de făgăduințe, spune Biblia aici, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt, ca să stai sub ocrotirea celui preanalt, trebuie în primul rând să intri acolo. Foarte mulți oameni ar dori să stea acolo, dar nici nu intră. Cunosc pe unde să intre, cunosc ce ar trebui să facă, de aceea când un pocăit greșește, când un evanghelic greșește, toți oamenii îl condamnă. N-ar trebui să facă așa pocăit, dar de unde știi, măi? Noi spunem că sunt vremuri de neștiință. De unde știi? El știe cum ce trebuie de făcut, dar nu intră sub aripile celui preanalt. Doar comentează la cei ce mai greșesc sub aripile, ele mai scot capul câteodată afară așa, mai fac anumite greșeli, poate ies de acolo rapid și intră înapoi, el știe exact cum să-i judece. Stimații mei, ca să poți avea parte de binecuvântarea psalmului 91, trebuie să intri sub aripile celui preanalt. Lui Dumnezeu îi place să se compare cu o pasăre sau în terminologia Domnului Iisus cu o cloșcă care are aripile întinse peste puișorii săi, peste cei care sunt ocrotiți acolo. Cine este sub aripile alea, la asupra lui blestemul n-are nicio putere, diavolul n-are nicio putere, năcazul n-are nicio putere, că s-a aripile lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dacă stai și te învârți împrejurul aripilor, dacă ești în zona aia, ești foarte aproape, ești din familie de credincioși, cunoști o grămadă de lucruri, dar nu ai intrat sub aripi, nu ai abonament. Efectiv știi ce trebuie de făcut. Și aș vrea să vă spun, stimații mei, ca să intri sub aripile celui preanalt, nu trebuie să faci neapărat parte dintr-o organizație. Nu e suficient să faci parte din cultul pentecostal sau din Biserica Maranata din Ghiroda, ci trebuie în mod personal să-L cunoști pe Iisus Hristos ca Domn al vieții tale. Asta e foarte important, pentru că asta este ușa sub aripile Dumnezeului Celui Preamăreț. De aceea Sfânta Scriptură spunea în Noul Testament, prin Domnul Iisus, eu sunt ușa, cine va intra prin mine va fi mântuit. Intri sub aripile celui preanalt prin credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Ai jurat credință Domnului? L-ai acceptat pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor? Că asta e cea mai mare onoare care ni se poate oferi nouă. Nu știu câți dintre dumneavoastră veți ajunge prim-ministri. Nu știu câți dintre voi veți ajunge miniștri vreodată. E o onoare pentru cineva. După Revoluție încoace au fost o grămadă de miniștri, mai știți? Dar e onoare să fii ministru în România. România e o țară micuță. În America sunt miniștri, în Rusia sunt miniștri. E onoare să ajungi într-o poziție de genul acesta. Dar nouă nu ne serii să avem contacte cu miniștrii aceștia. Există unul care e Domn al domnilor și împărat al împăraților. Și într-o zi prin Evanghelie el se prezintă ție și mie, un fir de praf, unul din cei peste 8 miliarde de oameni și spune, ai dreptul. Tu ai dreptul, nu vin eu cu bocanci în viața ta, tu ai dreptul să mă primești pe mine, să crezi în mine primindu-mă. Și atunci eu, pe baza credinței tale, vin să locuiesc în viața ta. Asta înseamnă a-L primi pe Hristos. De aceea Evanghelia după Ioan începe cu aceste cuvinte. Iisus Hristos a venit la Isai, adică la evrei, și evreii nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică, explică evanghelistul, celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Amin. Este modul de a-L primi pe Iisus Hristos în viața ta. Încă o dată, putem să ne întâlnim cu foarte multe celebrități, cu foarte multe autorități, însă cea mai mare autoritate din univers cu care noi putem lua contact ca bătrâni, ca tineri, ca femei, ca bărbați, este Iisus Hristos Domnul. Prin credință în El îl primim. Fiecare ființă umană este creată de Dumnezeu să găzduiască pe Prințul Cerului, să-L găzduiască pe Iisus Hristos. De aceea găsiți în Biblie, în 1 Corinteni, cuvintele acestea. Trupul nu este pentru curvie, ci trupul este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. De aceea aflați în Biblie că fiecare ființă umană are dreptul să-L primească pe Hristos acolo. Și creștinismul nu se verifică după zecile de ani de pocăință.
Creștinismul nu se verifică după profeții exacte. Creștinismul nu se verifică după predici încântătoare și grozave, ci creștinismul acum se verifică doar prin prezența lui Hristos primită în noi. De aceea Apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni, pe voi înși vă cercați-vă, pe voi înși vă, nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este unde? În voi, afară numai dacă sunteți? Dar dă-ne o șansă, Pavele! Dacă nu e acum în noi, suntem pe aproape. Nu, nu. Dacă Hristos nu este în tine acum, ești lepădat, chiar dacă ești vechi în biserica respectivă. De aceea e important pentru fiecare frate și soră să verifice dacă a intrat pe ușă și dacă a intrat sub, dacă a rămas sub aripile celui preanalt. Verifică, este Hristos Domnul tău în seara aceasta? Și dacă nu ești convins de lucrul acesta, te rog, fă pasul prin credință înainte și spune, Doamne, poate n-am știut, poate n-am fost convins, dar în seara asta te invit să fiu sigur că ești Domnul vieții mele. Doamne ajută! Și în fiecare zi trăiește cu lucrul acesta. Verifică-te! O să vezi că Hristos dinăuntru spune, n-ai proceda bine acolo. Cuvântul ăla a fost greșit. Prin Duhul Sfânt te va călăuzi, dar El este viu în tine. El va crește înăuntrul tău. Se vor schimba vorbele tale, pentru că crește Hristos. Se vor schimba hainele tale, pentru că crește Hristos și trebuie să te porți într-un chip vrednic de El. Hristos nu-i numai înăuntru, iese în afară. Doamne ajută! Iese în afară în zâmbetul tău, în atitudinea ta, în faptul că ești mai răbdător, pentru că Hristos trăiește în noi. Și ăsta este mijlocul de a intra sub aripile celui preanalt. Semnul prin care o persoană l-a primit pe Hristos și trăiește în Hristos, este un semn foarte clar. Vă amintiți dumneavoastră că spune Sfânta Scriptură că evanghelistul Filip predică o boală la Ierusalim, la Gaza, și care este pustiu. Pentru că ministrul de finanțe nu se pornise încă de la Ierusalim cu caleașca lui ministerială. Dar Filip n-a întrebat, Doamne, de ce e pustiu și eu nu lăs aici o mulțime de oameni care mă pot asculta să mă pot duce eu când spune un înger pe un drum pustiu. Nu, Filip se scoală și aleargă pe drumul acela. Cât o alerga Filip când mergea mai greuț, alerga mai greuț, carul ăsta, caleașca lui ăsta, a plecat de la Ierusalim. Și dintr-o dată vede caleașca lui ăsta și îi spune Duhul Domnului, ajunge carul acela. Și Filip aleargă, ajunge carul acela și îl întreabă pe Famen, înțelegi tu ce citești? Și Famenul, dându-și seama că înțelege o grămadă de lucruri, că știe contabilitate, că știe diferența de aur de 12 carate, 24 de carate, că știe diferența între rubin, smarald și diamant, că poate intra oricând la părăteasa candace a etiopienilor, recunoaște că dincolo de știința asta exactă a calculilor și a contabilităților, în materie de Biblie nu le are deloc. Că de foarte multe ori când te învârți pe lângă bani, când strângi bani în buzunar, când realizezi câte ceva, crezi că te pricepi și la pastorație. Crezi că te pricepi și la dirijat. Crezi că te pricepi și ar trebui să vorbească prorocii. Crezi că te pricepi și cum ar trebui condus în România. Crezi cum că te pricepi și ar trebui să fac Ucraina. Crezi că te pricepi la o grămadă de lucruri. Dar uite omul ăsta care se pricepea la multe lucruri, când îl întreabă din Biblie, înțelegi tu, îi spune, băi, eu mă pricep eu la multe lucruri, citesc aici, dar la Biblie nu cunosc nimic. Și dintr-o dată îl roagă pe Filip să se suie în car să-i vorbească. Și Filip începe de la Scriptura lui Isaia, capitolul 53, și îi propovăduiește pe Iisus, slăvit să fie Domnul. Și continuă Scriptura că la un moment dat famenul vede apă și spune, uite apă, ce mă împiedică să fiu? Bă, dar ce legătură între Iisus și apa asta? Că ăsta a început cu Iisus, nu? Cert este că Filip i-a spus, măi, dacă tu vrei să-L primești pe Iisus și cu adevărat Hristos a intrat în viața ta ca Domn și Mântuitor, există un mod de a arăta lumii văzute și în mod special cele nevăzute, lumii îngerilor și a demonilor, că tu l-ai pe Iisus în inimă, intrând în apa botezului. Și spune Scriptura că famenul spune, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Au coborât în apă și Filip a botezat pe famen. Și famenul a intrat sub aripile celui atotputernic. Slăvit să fie Domnul! De aceea nu se complică Filip mai departe să întrebe, băi, dar îl lăs pe ăsta să se duc fără Duhul Sfânt? Îl lăs pe ăsta că doar eu am văzut cum se... Nu, nici nu se complică. El își face lucrarea lui și îl lasă sub aripile celui preanalt. Vreau să vă întreb, stimații mei ascultători, în mod special copiii din familii de credincioși,
Vreți să intrați sub aripile celui preanalt, vreți să fiți ocrotiți maxim, vreți ca Dumnezeu să vă protejeze la plecare și la venire, ați intrat sub aripile Lui? Sau stați în jurul ușii, așa știm, e ușa, asistăm la slujbe de botez, vedem schimbări, dar noi nu intrăm, că suntem foarte aproape. Nu vă jucați, că ușa aceea o închide Dumnezeu și o deschide El. Încă ușa e deschisă, harul e salvator, slăvit să fie Domnul. Dar ușa se poate închide. Vă spun lucrul ăsta din experiență. Câți băieți de pocăiți și fete spuneau, las că știm noi. Și la un moment dat n-au mai putut intra. Au intrat într-o stare de comă, vroiau frații să-l boteze prin stropire, dar n-aveau cu cine vorbi. Nu mai puteau. Când au vorbit, au vorbit de altceva. Când au vorbit, au spus că știm când. Când au putut gândi, au spus, știu eu ce eu nu cunosc, când trebuie să vin, nu trebuie să mă învățați voi, nu trebuie să faceți voi chemări în față. Eu știu când să vin. Și viața a demonstrat că n-au știut când. Pentru că noi nu știm ziua de mâine. Nu știm dacă mâine va fi o mai ușă deschisă. De-aia debuta slujba din ziua de asta, din seara aceasta, căutați pe Domnul câtă vreme se poate. Cum de acum nu-l găsesc când vreau eu? Eu-l găsesc când vreau eu. Nu uita cine ești. Ești doar un fir de praf. Dacă se oprește inima, oricare ești, cât de deștept ești, nu-i poți spune inimii puțin mai departe, că oricum sunt o celebritate. Nu are faci cine ești. Ai căzut jos din momentul ăla, ai început a putrezi. De ce? Că asta suntem noi. Trăim prin Cel ce ne dă viața, mișcarea și ființa. Ne bate inima pentru că El ne-a mai dat dreptul la inima noastră să bată. De aia. Ori din punctul ăsta de vedere, trebuie să te întreb, sunt sub aripile celui preanalt? Sau mă învârt așa împrejurul ușii, știu unde e ușa, știu ce trebuie de făcut, dar mai stau așa. S-ar putea să te trezești în fața unei uși închise. S-ar putea să fie un lucru pe care autorul epistolei către evrei spune, câtă vreme rămân în picioare făgăduințele intrării în odihna lui, niciunul să nu se pomenească venit prea? Cum adică? Da, prea târziu. Să te trezești în fața unei uși închise. Să te trezești că vremea mântuirii tale s-a dus. Să te trezești că clipa potrivită a plecat și a fost lângă tine. Dacă ești în biserică, dacă ești în casa Domnului, dacă auzi cumva mesajul lui Dumnezeu, fă pasul acesta, acceptă-L pe Hristos în inima ta prin credință și prin apa botezului intră sub aripile celui preanalt, slăvit să fie Domnul. E un pas destul de simplu, e un pas pe care îl vedem, e un pas al credinței, dar e un pas pe care Dumnezeu îl onorează. Nu ne cere lucruri mai grele, însă ne cere pasul acesta prin care să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos ca Domn al vieții noastre și să intrăm sub ocrotirea celui preanalt. Al doilea lucru pe care îl cere Domnul aici, după ce ai intrat, este să rămâi acolo. Și ăsta pentru evanghelici, pentru pocăiți, unul dintre cele mai grele lucruri. Să intri sub aripile celui preanalt și să stai acolo. Dar te mănâncă tălpele, Domnule, să pleci, să mergi, să alergi, să mergi în misiune, să ieși de sub aripi, să scoți demoni, să lucrezi în ogorul lui Dumnezeu și tu trebuie să te ține Dumnezeu să stai, să stai. Te și plictisește aceiași oameni, aceeași treabă, joi, sara, marți, sara, aceleași predici câteodată, aceleași tonalitate vocală și Domnul spune simplu, stai, doar stai, atâta tot. Doamne, dar m-am învățat cu toate treburile astea. Doar stai. Sunt foarte mulți care nu sunt învățați să stai. Se mută, turism spiritual așa, se mută în altă biserică. Găsesc aceeași stare. De foarte multe ori și noi suntem deranjați. Am vrea în bisericii noastre să producem o anumită stare. Există frați care schimbă timpul din chinare. Stai picioare, te dor picioarele. Câteodată nimeresc și eu la slujbe de genul ăsta, mă scoate în picioare, mă ține o oră în picioare, că trebuie să le udăm pe Domn, după care îi tăți să așează jos, mă văd cum îi zic, oh, stăm și noi jos, mă pui mine la predic după aceea. O oră iară trebuie să predic. Ei și-au rezolvat problema, s-o odihnesc. Numai că problema este că îți schimbă ceva pentru ei. Ori, iubiții mei, te cheamă Dumnezeu în biserică și acolo îți spune stai sub aripile mele, cele prea. Începe să înveți. Începe să înveți cum îți frați în vârstă, cum îți ceilalți. Începe să observi luptele pe care le au alții, luptele pe care le ai tu. Începe să înveți să te deschizi. Începe să înveți să apreciezi. Că ăsta putea să stea acasă, domnule. Dar și-a făcut timp să se schimbe de haine, de salopete și să vină în adunare. L-ai văzut? Sau e transparent? L-ai văzut? E acolo. Putea să facă astea. Încep să observ lucrurile astea. Frații mei, tocmai de-aia Biblia spune, cel ce stă
sub aripile celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic. De aceea, stimații mei, este o foarte mare provocare să ne învățăm să stăm. Când stai sub aripile celui preanalt, poți să observi slăbiciuni de ale tale și de altora și poți să înveți să rezolvi problema asta. Că îți dai seama la un moment dat când tu ai o slăbiciune, ai ceva cu care te lupți, că toți avem foarte multe calități pe care știm să le prezentăm și prețele de socializare și când ne întâlnim cu cineva, scoatem în evidență. Dacă am făcut o școală, până discutăm cu el, trebuie să știi de școala noastră. Dacă cumva ne-am schimbat mașina recent, facem cumva și ducem discuția spre mașini. Dacă cumva ne-am cumpărat un șas mai nou, mai grozav, așa, întrebăm din 5-6 minute cât e șasul tău, că meu foarte bine mers. De ce? Ți ieși în evidență cu ceea ce ai tu nou. Dar pe lângă lucrurile astea grozave pe care le avem sau le dobândim, noi avem slăbiciuni. Avem lucruri de care trebuie să ne pocăim și știm asta. Și e o luptă pe care nu o ducem de ieri sau de azi am descoperit-o. E de mai mult timp și o ducem lupta aceea. Cu stările cele, cu nervozitatea noastră, câteodată cu neseriozitatea noastră, cu anumite lucruri, cu iritarea noastră pe care o avem și sunt lucruri pe care le ducem. Și Duhul Sfânt în timp ce stai, că dacă te ocupi de altul, te ocupi de altul și știi să rezolvi, să faci operații, scutare, Duhul Sfânt vine și spune aici, ocupă-te puțin de tine. Ocupă-te și vezi cum e de rezolvat problema la tine. Când stai, vi s-a întâmplat vreodată pe timp de vară, așa sunt niște gâzulițe mici, le-și place, au prost obicei să meargă în roi, așa. Bine, când fugi sau ești grăbit și rămân pleoapele mai deschise, îți intre doar o gâzuliță de aia în ochi, doar una micuță îți intre în ochi. Și când ți-a intrat aia în ochi, domnule, nu știi cum s-o scos de acolo, nu știi cum ce să faci. Mai întreabă, frații mei, ce ar trebui de mai de făcut? Sunt anumite aspecte care se rezolvă. Când eu am preluat pastorația la Dumbrăvene în urmă cu vreo 26 de ani, v-am spus probabil cândva dumneavoastră, au venit la mine niște frați bătrâni și mi-au spus, frate Virgil, nu știm unde vrei să mergi dumneata, dar noi suntem aproape 100 de frați bătrâni, mulți dintre noi la pensii, deci oricum nu avem și faci altceva, noi suntem pe urmele tale. Dacă cumva te gândești să faci ceva greșit, stăm pe urmele tale. Bineînțeles că te deranjează 100 de frați bătrâni, care, măcar dacă aveau servici. După servici mai vegheau asupra ta, dar ăștia aveau pensii de la stat și acum se ocupau să mă vegheze pe mine. Dacă împrumutam bani, se interesau dacă am împrumutat bani și dacă am dat înapoi la timp. Se interesau dacă ceea ce am promis mă țin de cuvânt. Dacă am promis că mă duc la evangelizare, dacă mă duc sau nu. Se interesau de toate aspectele astea și așa mai departe. Câteodată mă și întrebau de anumite situații din viața mea. Bineînțeles, te deranjează. Te deranjează pe noi, ne deranjează că nu unul se interesează de noi. Că nu unul se interesează de afacerile noastre. Deci cumpărăm, deci vindem, de unde lucrăm. Dar și ai, măi, tu n-ai neamurile tale, te interesezi, te interesezi de mine, ne deranjează. Dar 100 de oameni se intereseze de tine. Frații mei, apelez din nou la domnul Ioanes. Domnul Ioanes are pe lângă el 10 de oameni de la SSP, Serviciul de Protecție și Pază, care sunt atenți ca nu cumva președintele să se împiedice de covorul roșu, care nu cumva să cineva să arunce în el cu vreun nou ceva, să aibă probleme, domnul președinte. Toți ăia, îi vedeți în mulțime, așa diferiți, s-a antrenat și au niște salarii grozave. Eu aveam 100 plătiți de la stat, slăvit să fie domnul. Dacă sunt pe calea domnului astăzi, în timp ce alții mai buni ca mine s-au dus jos, e din cauza oamenilor ălora față mie. Că ea nu numai au vegheat asupra mea, s-au rugat și când au văzut o problemă, au venit și mi-a spus-o. Eu nu sunt perfect, cu nimeni nu-i perfect. Dar sunt domenii pe care eu nu le-am văzut, pe care le credeam că-s bune. Că oricum eu sunt păstor și eu venit și mi-a spus, frate Virgil, nu credem că aici e corect. Roagă-te și uită-te. Bineînțeles că nu au făcut evanghelizare cu mine, dar când m-am retras așa și am spus, măi, eu n-am observat așa, de unde văd eu de aici, n-am văzut că după ceafă îmi stă haina rău, n-am văzut, dar eu văzut și încetucul, cu atenție, ne-am îndreptat gulerul. Am rezolvat problema respectivă, pentru că ei m-au ajutat. Ai asemenea oameni? Câtă vreme stai sub aripile celui preanalt, ai oameni care să te pregătească când Dumnezeu te va trimite în misiune, să se vadă brațul Domnului și nimic să nu te împiedice? Pentru că asta înseamnă să stai. Foarte mulți din comunitățile noastre fug de vegherea asta, fug și de statul ăsta, iar vrea să facă oriceva numai să nu stea.
să stea să asculte corul aceleași cântări comune, să laude pe Domnul, până știi cântarea pe de-a rostul, să asculte aceleași psalmi, aceleași predicatori. Stai, doar stai sub aripile cele prea înalt. Stai în părtășie cu Domnul, că Dumnezeu menționează lucrurile acestea în Scriptură, Dumnezeu veghează și răsplătește pe cei ce se roagă, pe cei care cântă, pe cei care fac o slujbă înaintea Domnului. Chiar dacă slujba respectivă nu e la cele mai înalte nivele, dar tu ești acolo în părtășie și te folosește Dumnezeu pregătindu-te. Doamne ajută, frații mei! Atunci când ajungi la starea aceasta și ajungi să te bucuri în bisericuța ta, ajungi să te bucuri de compania fraților tăi, oriunde te-ar duce frații, te bucuri de frații de acolo. Te bucuri de cei. Indiferent unde te duci și viața, tu îți găsești locul, tempoul și frumos acolo unde este. Am întâlnit oameni pe care nu ei s-au mutat, viața i-a mutat. Și unde au fost, au lăsat un nume bun. Păi fratele ăla era între noi, slujea, făcea slujbă. Când a plecat, a trebuit să mute cu serviciu, a fost mânat. Dumnezeu i-a spus că trebuie să mute, ne-a părut rău că s-a dus. Omul ăla închega biserica, efectiv. Când s-a dus acolo, frații ne-au spus, măi, mulțumim că ne-ați trimis un asemenea om. De ce? Ăla s-a învățat să stea între ei. S-a învățat să fie om care să ajute. Indiferent unde îl trimitea Dumnezeu, el își găsea locul, că era sub aripile celui preanalt. Știți cât de mult contează să dezvolți o asemenea mentalitate? Pentru că atunci când ajungi în starea asta, cum v-am spus, poți cu adevărat să te odihnești. Poți cu adevărat să stai la îndemâna Domnului și se odihnește la umbra celui atot puternic. Ajungi să stai liniștit pentru că aripile celui preanalt te ocrotesc. Spune Scriptura că Irod a prins pe unul dintre apostoli, pe Iacov, și a tăiat capul cu seaba aia până să-și dea biserica ce poate face. Efectiv, Iacov a fost executat. După care, văzând că lucrul ăsta place iudeilor, l-a prins și pe Petru. Și urma ca a doua zi să aibă loc acel simulacru de proces, după care Petru să aibă același sfârșit, decapitare. Biserica s-a unit în rugăciune înaintea Domnului. Și Petru era păzit de 4 cete, de câte 4 ostași. De 16 oameni stăteau pe Petru, ca să-l poată păzi, nu cumva să facă de râs. Și spune Scriptura că un înger al Domnului, trimis de Dumnezeu, vine să le libereze pe Petru din temniță. Ce ai face tu dacă știi că e ultima noapte pe care o trăiești, ca a doua zi oricum te executești? Îți sare capul de pe umeri. N-ai mai trăit niciodată senzația asta. Ce ai face în ultima noapte? Nu așa că ai scris scrisori către toți ăia care îi cunoști. Da, alții spun, aș sta numai rugăciune. Și gata, mâine mă duc. Pe ultima noapte stau în rugăciune. Spune că îngerul s-a apropiat de Petru să-l scoale și ăsta dormea atât de adânc încât îngerul trebuie să-l lovească în coastă să-l poată scula. Păi cum de dormi tu așa, băi, omule măi? Hai că poți dormi așa, nu te gândești că s-au auzit niște pași pe hol, poate derogat ăștia ora execuției, vin mai repede. Nu te-ai gândit că e o surpriză pentru tine, nu plăcută, dar e o surpriză, nu te-ai gândit. Sunt unii care, băi, poate vine la mine, poate se întâmplă, poate... Nu, doamne, Petru s-a culcat și dormea de-a binelea. A venit îngerul să-l scoale, nu a putut din prima, i-a dat un ghiont în coastă, l-a sculat. Păi, Petru, cum te poți odihni? Sub aripile Domnului, asta faci. Asta faci. Nu contează ce boală ai, te odihnești. Nu contează în ce situație ești, te odihnești, pentru că știi că totul e în controlul celui ce ține totul, slăvit să-i fie numele. Că împrejurarea în care ești, strâmtoarea în care ești, el vine și îți promite, vin să te scapi de acolo. Mai dau un caz din Vechiul Testament, unde prietenul lui Dumnezeu, Avraam, a aflat de la Dumnezeu că merge în Sodoma să verifice starea de păcătoșenie. Și el și-a dat seama că nepotul e acolo. Nepotul cu soția și fetele sunt acolo. Și Avram, dându-și seama că, din ce știe el Sodoma, neapărat Dumnezeu va pedepsi zona respectivă, începe o negociere, o mijlocire în termenii noștri rugativi. O mijlocire. Și spune, Doamne, dacă sunt 50 de oameni neprieniți, îi pedepsești tu pe ăștia 50 la un loc cu ceilalți? Și Domnul spune, niciun caz. Ăștia 50 salvează toată cetatea. Chiar dacă ceilalți, restul, sunt păcătoși din calea afară. Ăștia 50. După care... Avram, prietenul lui Dumnezeu, continuă cu mijlocirea până ajunge la 10. Pentru că el și-a dat seama, e Lot cu nevasta, are două fete nemăritate
Și mai are fete care sunt măritate acolo, la plural. Deci, din ce știa Avram, erau 10. Ăștia 10 din casa lui Lot, dacă sunt neprihăniți. Și tu îi consideri, salvează cetatea și Dumnezeu îi promite. Da, cei 10 îi salvează pe ceilalți. După care, ce a făcut Avram? Dumnezeu a plecat și Avram s-a dus și s-a culcat. Stimați-mi, păi da, tu poți dormi. Ca a doua zi dimineață, spune Scriptura, când Avram s-a sculat, a văzut peste ținutul Sodomei și a Gomorii ca fumul unui cuptor puternic. Păi da, tu ai dormit noaptea asta, da? După ce am terminat rugăciunea, după ce am mijlocit pentru ce trebuia, m-am dus să mă odihnesc. Că omul credincios se odihnește sub umbra celui atotputernic. Amin. Te rogi pentru neamurile tale să fie mântuite. Te rogi pentru prietenii tăi să fie mântuiți. Ți-i dor, ei duci și tu la mântuire, ei mântui tu dacă ai putea. Dar până la toată urma este decizia lor și a harului Dumnezeu. Ți-ai făcut datoria, du-te și te culcă, odihnește-te, Doamne ajută. Dumnezeu știe ce are de făcut. Avram a mijlocit cât s-a putut, după care s-a odihnit. De foarte multe ori luăm poveri pe care numai Dumnezeu le poate rezolva, dar sub umbra celui atotputernic pui lucrurile acolo, le așez. E o dovadă de credință. Când iei problema ta, îngrijorarea ta, necazul tău, iubitul inimii tale, copilul tău, soțul tău, soția ta, ei și-l aduci înaintea Domnului și spui, Doamne, nu-i mântuit, nu-i salvat, îl vreau mântuit, îl vreau salvat, cu toată pasiunea, postez și mă rog pentru el. Dar această îngrijorare nu mai eu cu mine. Ți-o arunc la picioarele tale, Doamne. Ocupă-te de el că îl iubești mai mult decât îl iubesc eu sau cât se iubește el. Și asta e un gest de credință. Foarte mulți dintre noi venim în prezența lui Dumnezeu, ne plângem înaintea lui, după care ne luăm rubzacul și mergem gârboviți de marți până joi, când îi prezentăm din nou ruzacul cu mai mulți bolovani acolo, după care luăm din nou ruzacul și o plimbăm până duminică. De aia avem o viață de biruință. Viața de biruință este bolovanii care îi strâns acolo, sunt îngrijorări, sunt situații, ai mai făcut un coleg de serviciu, ai mai făcut altceva. Vii, Domnule, când e adunare, că ai și timp în afară, și pui rubzacul tău acolo, prezinți fiecare situație. Și, Doamne, te rog, lucrează Tu. Tu ai mii și miliarde de îngeri în slujba celor care vor moșteni mântuirea. Mântuiește-L, Doamne, salvează-L. Și când te-ai dat la o parte și l-ai lăsat pe Dumnezeu să rezolve problema, Dumnezeu nu mă spune îngerului cu tare, du-te și intervine, schimbă circumstanțele. Fă-i să oprească mașina în drum, cel care vine să-l ajute e un om care îi spune restul, după care îl trimit în cealaltă parte. Dar tu doar te-ai rugat, Dumnezeu începe să așeze. Când tu ai luat mântuirea lui în mâinile tale, Doamne, eu stau aici, eu cu tare, și mai auzi pe cineva, frate, s-o pocăit, dar numai eu știu cât m-am rugat și am postit, dar numai eu știu cât am făcut. Măi, frate, omul e mântuit doar prin Iisus Hristos. Amin. Atâta tot. Nu-ți lua laude pentru ceva ce poate face numai Dumnezeu. Că noi nu putem aduce un copil la Domnul. Noi nu putem aduce o ființă la Domnul. Nu putem converti pe nimeni. Doar Duhul Sfânt o face. De aceea e important pentru noi să stăm sub aripile celui prea înalt și să ne învățăm să ne odihnim. Cât de multe poveri văd că se duc astăzi. Mai ales la părinți care au copii nepocăiți, nemântuiți. Îi vezi supărați, vin la adunare cu rubzacul, cântă cu rubzacul în spate, îi har, să mai ține câte o predică, dau drumul la rubzac, așa, spune, măi, fraților, parcă sunt prezența Domnului, îi drept copiii mei, nu sunt mântuit, dar parcă sunt prezența Domnului, mărit să fie Domnul, dacă e o seară mai cu har, mai specială, mai ridică mâinile, după care îi spune adunarea liberă și rubzacul înapoi și pleacă copiii lui tot nemântuiți și trebuie să fac el cumva să-i mântuiască. Când vine copilul de pe unde vine, cum miroasa ce miroase cu colegii lui, cum a fost mamă la adunare? Lasă-mă în pace, că colegii tăi erau acolo, cântau și tu ești cine știi, unii păcătoși, să vedem cum facem noi în continuu. Și copilul spune, mamă, te rog frumos, lasă-mă în pace, mă duc în camera mea, n-am nevoie. Dar tu nu vrei să vii la mântuire? Nu, momentan nu vin. Nu vin, de ce? Pentru că ei strâni. Ia imaginează-ți că vii la slujbă, rezolva cu ăla, cu problemele copiilor tăi aici, unui Dumnezeu care se poate ocupa de ei. Și pleci acasă fredonând o cântare împreună cu soțul tău. Vine copilul la fel, cum venea el. Te găsești fredonând o cântare și te-a, mamă, dar cum e situația? Ce-i cu tine? Măi, a fost frumos azi, a fost har, a vorbit Dumnezeu, ne-am rugat și știi că și pentru tine ne-am rugat. Dar Dumnezeu are vremea lui. Ți-i foame cumva? Pregătesc ceva?
Copilul și uite, băi, dar asta nu-i mama mea. Mama nu m-a amenințat, mă ștergea de pe numele ei, nu mai dădea moștenire, nu mai dădea... Asta nu-i mama. Măi, băi, dar cum? Da, dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat, așa, uite, eu îți spun, patul e și mănâncă, Dumnezeu să fie cu tine. Bine, o dată, de două, de trei ori, el vine amărât, mai vine fugărit pe la discotecă, prietenii îl înșală, îl fentează, iau bani, nu-i mai dau înapoi. Și dintr-o dată, mamă, să ștațu, nu mă fredonează cântări, se roagă, citesc, la un moment dat întreabă, mamă, când începe adunarea aia? De ce? Pentru că atitudinea s-a schimbat. Foarte multe din lucruri pe care le avem noi, nu le schimbăm din cauza asta. V-aș ruga, odihniți-vă sub aripile celui prea înalt. Lăsați poverile acolo, că el însăși spune că îngrijește de voi. Puneți copiii voștri în mâna Domnului și în mâna lui este siguranță, el știe ce are de făcut. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Al treilea lucru, ca să ai abonament, ca să dea abonament la Psalmul 91. Nu numai să intri sub aripile celui prea înalt, nu numai să stai acolo, să ai vechime acolo, să ai stabilitate acolo, ci să verbalizezi ceea ce crezi. Spune Sfânta Scriptură, versetul 2. Zice despre Domnul, dar nu-i suficient să gândim frumos? Că toți gândim frumos. Dacă îi întreb, eu gândesc numai frumos. De ce? Că nu avem cu ce verifica. N-ai cum verifica că cineva gândește frumos sau urât despre tine? Pentru că gândirea nu o poți vedea. N-avem un ecran care să transpună pe ecran imagini sau cuvinte a ceea ce gândim noi. Ca atare, toată lumea se laudă că cugetă, gândește, ori forma de exprimare a gândurilor noastre este și ceea ce zicem, adică verbalizăm cu voce tare. Și spune Scriptura, zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare și șetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Contează foarte mult înaintea lui Dumnezeu ce zicem, ce vorbim. Scuze de la pasajul ăsta au doar cei care s-au născut fără grai, care sunt muți. Dar restul, ceilalți, ei zic ceva. Foarte mulți bărbați vorbesc de muncă, de bani, de sport, de Formula 1. Foarte multe doamne și surori vorbesc de rochițe, de materiale, de cât de bine stă, de nunți, de mireasă, vorbesc foarte multe lucruri. Bun. Noi când am fost mântuiți de Domnul din lumea aceasta, am fost mântuiți din zona respectivă. Când vorbeam fiecare și credeam noi că e interesant. Ori Dumnezeu ne-a salvat și a făcut din noi un popor special. Nu unul dintre popoare, ci un popor special. Dați-mi voie să vă citesc un text biblic foarte frumos, foarte deosebit. Din 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 9, Biblia spune în felul următor. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui. Și atenție, eram foarte bucuroși dacă era punct aici. Da, Doamne, ne-ai salvat pe noi ca să fim o seminție aleasă. Nu eram. O preoție împărătească. Nu eram. N-aveam cum să fim preoți. Doar din seminția lui Aron puteau să fie preoți. Doar de acolo. Nici toți evreii nu puteau să fie preoți. Dar ne-ai făcut pe noi o împărăție împreotească. Mulțumim! Un neam sfânt, un popor, nu unul dintre popoare, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat și cu ce preț și l-a câștigat ca să fie al Lui. Ca acest popor, acest neam sfânt, această seminție să facă un lucru, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa, ca să vestiți. Stimații mei, noi nu suntem aici să discutăm politică, aricini. Noi nu suntem aici să vorbim de sport, aricini. Și-s bine plătiți. Noi nu suntem aici să vorbim de modă, sunt case de modă. Noi suntem aici să vestim puterile minunate ale Celui ce ne-a salvat din mocirla păcatului și ne-a dus la Evanghelia slăvită a Harului Său. Că cei din prejurul nostru încă sunt în mocirlă. Și pe ei nu-L salvează că suntem experți în sport. Pe ei nu îl salvează că facem afaceri profitabile. Pe el îl salvează doar dacă vestim că și astăzi Hristos mântuiește. De foarte multe ori vorbim orice în afară de asta. Și ne stricăm abonamentul la Psalmul 91. Ne stricăm abonamentul, că nu îndeplinim una dintre condiții. Să verbalizăm, să spunem ceea ce credem. Cine este Hristos pentru noi?
Când oamenii vin la pocăință, rudele lor, prietenii lor, când ăștia s-au dus la pocăință, din diferite medii, mă întâlnesc cu ei, când Dumnezeu îi salvează, îi aduce în biserică, oamenii aceștia nu vorbesc decât de Hristos. Păi ăștia au avut băutură de băutură. Au umblat cu aur kilograme pe ei, mai ales la momente festive și solemne, nunți sau așa. Au avut prieteni de pahar, de dezmăți, de numai. Când au venit la pocăință, toți prietenii lor se miră. Băi, eu cu ăsta vorbeam de Liga Campionilor. Cu ăsta vorbeam de distracții, cu ăsta vorbeam de excursii, cu ăsta vorbeam, băi, de când s-a pocăit? Ăsta vorbește numai de Iisus, numai de Iisus și numai de Iisus. De ce? Pentru că toate celelalte au pălit în fața celui care i-a salvat și i-a mântuit. Cum de noi credincioșii schimbăm valorile astea? De aceea nu avem impact, frații mei. În mesajele noastre pe care le transmite ar trebui să fie totdeauna slăvit să fie Domnul. Cum o duci, frate? Mulțumesc mai mult decât merit, Dumnezeu este bun. Totdeauna ar trebui să apară acolo. De ce, stimații mei? Spune Scriptura tot în Psalmul 91, la contextul ăsta al abonamentului, în versetul 9, în felul următor. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci. Nu poți să zici, Domnul e bun, Domnul e mare, Domnul e puternic, mâna Domnului la lucru și să nu te încrezi în Domnul. Pentru că Dumnezeu în Biblie ne cere să-L lăudăm, dar nu ne cere să-L lăudăm pentru El. Pentru El. Că El stă undeva pe tron și spune, cam înșep de la Ghiroda, mai tare, volum mai mare, pune stația la maxim, lăudați-mă pe mine. Nu pentru El cere, că El are acolo ființe care se ocupă numai de strigat, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Și tot cerul se cutremură spunând, Amin. N-are nevoie de Ghiroda de mine, dar mi spune, laudă-mă pe mine, că lucrurile pe care le lauzi, n-ale te încrezi. Dacă lauzi politicienii, n-aia te încrezi. Dacă lauzi proroșii, n-aia te încrezi. Dacă lauzi preoții, n-aia te încrezi. Dacă mă lauzi pe mine, te încrezi în mine și faci din mine stânca viacurilor. Faci din mine cetățuia ta. Faci din mine ceea ce trebuie. Când Dumnezeu ne cheamă să-L lăudăm în fiecare zi, să-I înălțăm, noi ne punem încrederea în El. Îs bun și slujitorii, îs bun și prorocii, îs bun și doctorii, dar stânca este Iisus Hristos. Îl auzi pe El, folosești gura ta să înalți, pentru că asta e frumusețea care o spune aici, dați-mi voie să recitesc încă o dată, pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare, de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o orgie nu se va apropia de cortul tău. Dar cum tu știi să eviți nenorocirile? Nu știi tu, dar cel pe care îl auzi te încrezi în El. Și dacă Dumnezeu operează ceva, operează pe baza de credință. Că suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Câtă vreme eu cred că Domnul este stânca mea, este biruința mea, fac din El turnul meu de scăpare. Ori avea ceilalți nenorociri, ori avea ceilalți probleme. Dar eu mă încred în El și nenorocirile trebuie să plece, pentru că zici, slăvit să fie Domnul. Face parte din abonament. Mulți credincioși, buni, au intrat sub aripile celui preanalt, au stat o bucată acolo până le-au convenit sau nu le-au convenit, dar l-a zis, dacă ne-au pus la predică, am mai zis câte ceva, dacă am mai vorbit cu cineva, sunt oameni care vin, băi, dar noi am fost colegi de pahar, noi am fost colegi de dezmăți, cum de tu ești salvat? Cum de tu nu mai fumezi? Cum de tu văd că nu mai ești? Deși să vorbim noi de Iisus Hristos, băi, ambiția, băi, băiatul, ambiția, am ambiții. Tu te crezi că așa e? Am ambiții. Și dacă mă vezi cântând în cor, tu știi câte vocalize am făcut eu prin casă? Tu știi că eu am luat ore de canto? Tu știi că eu am făcut cutare? Când ai putea foarte simplu să spui, băi, dacă nu era Iisus Hristos, eram lângă tine și acum, și poate eram și mort, tu încă ai mai rezistat. Dar pentru că Hristos s-a îndurat de mine, sunt ceea ce sunt. Știți care e următoarea întrebare a omului? Băi, Hristos poate face același lucru și pentru mine? Și tu îi poți spune, da, poate face și uite, vreau să spun că de ziua de astăzi mă rog pentru tine, Hristos poate mântui și astăzi. Ăla se duce, dar nu mai are liniște și pace. Pentru că tu ai plasat mântuirea și salvarea nu pe vocaliză, nu pe exercițiu, nu pe ambiție, nu pe puterea omenească, ci ai plasat-o pe Cel, pe singurul care poate mântui în chip desăvârșit, slăvit să fie Domnul. Și asta se zice, frații mei. Ori poporul Domnului din zilele noastre de astăzi nu mai face asta.
Cercetați și vedeți bunicii noștri care n-aveau școlile noastre. Unde se întâlneau, lăudau pe Domnul. Căutau cântări de laudă la adresa Domnului. Căutau să vorbească despre Domnul. Se bucurau când se vorbea de Domnul. Parcă am pierdut din pasiunea asta. Și unul din aspectele care stă la abonamentul Psalmul 91 este să zici, să vorbești, să lauzi, să strigi glorie Domnului. Mi-e rușine câteodată. Însă, frații mei, într-o lume în care nu le rușine să spună că are gen diferit și că tu trebuie să-l nimerești dintr-o grămadă de genuri și dacă nu l-ai nimerit, nu le ai și te poate da în judecată, într-o lume în care schimbă tot felul de filozofii, de ce să nu spunem că Iisus Hristos este singura salvare? Și asta o spunem din experiență. Doamne ajută! Asta o depunem ca mărturie. Ori, al treilea lucru pe care am dorit să-l subliniez din textul ăsta biblic a fost ceea ce verbalizăm noi. Ce bine ar fi măcar ca în seara aceasta împreună cu mine să ne luăm hotărârea și să spunem, Doamne, dacă ne-ai făcut un popor special, un popor al Tău, să-i lăsăm pe cei care se ocupă de politică și să o facă, de cei se ocupă de sport să-și facă și noi să vestim numele Tău, Doamne ajută! Să introducem cumva ceva despre Domnul, să discutăm despre Domnul, chiar dacă ceilalți poate nu vor să asculte, nu-i problemă. Dumnezeu nu ne răsplătește că ne-a ascultat ei sau nu, ne răsplătește pentru că noi am zis, am vorbit, am proclamat numele Domnului, Doamne ajută! Și ultimul lucru la pachet pentru abonament la Psalmul 91 este versetul 14. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Stimații mei, iubirea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat și nu poate fi contestat. Dumnezeu știe să iubească. Atât de mult ne-a iubit Tatăl, că a avut un singur fiu de aceeași natură și esență cu el și nu l-a ținut la sânul lui, ca împreună să-și petreacă veșnicia, cum până atunci au fost din veșnicie împreună și veșnicia viitoare să fie tot împreună. Ci la vremea potrivită a pus o întrebare, neforțându-l pe fiul să plece. Și a spus, cine va merge pentru noi? Cine va merge? Și fiul a spus, în sulul cărții este scris despre mine, mă duc să fac voia ta, Dumnezeule. Și fiul a coborât ca miel al lui Dumnezeu între haitele de lupi acestei lumi. La un moment dat și tatăl și-a întors spatele, dar fiul a rămas credincios menirii lui. Ne-a salvat și ne-a mântuit, slăvit să fie Domnul. Și versetul de aur al Bibliei spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, slăvit să fie Domnul. Iubirea noastră, ca răspuns al iubirii lui, se concretizează în câteva lucruri. Primul lucru, spune Domnul Iisus Hristos, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Un mic amandament aici la dumneavoastră, frații mei. Pentru că observ foarte multe comunități care iubesc sincer pe Domnul, dar nu păzesc poruncile Domnului. Păzesc porunci, dar nu ale Domnului. Le păzesc pe al lui Moise, păzesc poruncile din tradiția lor, dar nu ale Domnului. Nu uitați că Domnul Iisus, înainte de a se înălța la cer, a strâns pe ucenici și le-a dat poruncile sale, care sunt așezate în Noul Testament. Există anumite porunci care fac parte din Noul Legământ, poruncile Domnului. De foarte multe ori ținem porunci care nu s-au... Și noi nu avem capacitatea să le împlinim pe toate. Noi avem doar o anumită putere de împlinire. Oricâtă vreme eu păzesc niște porunci omenești, niște porunci expirate, niște porunci pe care le-a dat bunicul la nepoții lui. Și eu păzesc poruncile alea, dar nu le păzesc pe a Domnului, dar vreau rezultatele noului legământ. Cine să-mi dea rezultatele noului legământ când eu păzesc poruncile altora? Ori, stimații mei, dacă tu mergi și faci un contract la o firmă și firma aia îți dă ce să faci la locul ăla, dar tu te duci să spui, domnule, eu mai știu niște smecherii să fac de la fosta firmă unde am fost eu, eu mai pot așeza și la un moment dat în curs nu le împlinești ce scrie pe contractul tău de muncă pentru că te ocupi de alte lucruri la care nu te-o chema nimeni acolo. Ori, stimații mei, există porunci ale Domnului în Noul Testament, cea mai mare poruncă a Domnului. Cea mai mare poruncă, pentru care ne au alte porunci, forța și vitalitatea. Porunca Domnului este să vă iubiți unii pe alții, nu cât merită, nu cât poți, ci cât v-am iubit eu. Știți că ne apucăm să iubim așa? Pentru că, în schimb, noi suntem foarte credincioși în alte domenii.
Sunt biserici foarte atente la anumite lucruri de vestimentație, care sunt bune în ele însăși, dar și să nu mir nasturile la o haină, dar să vezi anumite lucruri, dar să fii atent la anumite chestii care nici nu contează dacă stai și tu. Nu, dar frate, la noi asta trebuie păzită. Asta trebuie păzită. Și omul păzește aia, păzește alta și la un moment dat spui, băi frate, dar de ce nu-l iubești? Băi frate, eu păzesc alta, nu pot să-l iubesc. Mi-am cheltuit toată energia în păzitul ăsta, chestiile astea. Ori, stimații mei, v-aș ruga tare mult, luați toată energia și folosiți-o de a împlini poruncile Domnului, Doamne ajută. Poruncile Lui sunt grele și sunt Noul Testament, toate. Le aflați acolo, toate. Studiază poruncile alea și începi să le împlinești, Doamne ajută. Ăsta e primul mod de a iubi pe Domnul, păzind poruncile Lui. Domnul nu o să fie niciodată bucuros când tu îi păzești poruncile lui Moise, că Moise a fost credincios ca slugă peste casa lui Dumnezeu. Însă Hristos este Fiul, lăudați-i vie numele. De aceea e important să fii atent. Dacă a venit Fiul, tu nu mai asculta mai de slugă, a venit o autoritate superioară, ascultă de autoritatea. Și al doilea aspect care e foarte important în abolamentul la Psalmul 91, în a iubi pe Domnul, pe lângă păzirea poruncilor, este implicarea în slujire. Acum, la nivelul 4, implicarea în slujire. Vă aduceți dumneavoastră aminte că Petru s-a lepădat în noaptea trădării, până a cântat cocoșul de 2 ori, el a reușit performanța să se lepede de 3 ori. Întâlnirea Domnului Iisus Hristos cu Petru pe malul Mării Galileei, din Ioan capitolul 21, vine Domnul Iisus și în loc să-l mustre pe Petru, în loc să-i spună ți-am spus eu, Domnul îl întreabă 3 întrebări care fac aluzie la ultima lor discuție. Petru, mă iubești tu mai mult ca toți ceilalți? Și Petru spune, Doamne, știi că te iubesc mai mult ca toți ceilalți. Și Domnul nu spune, Petru, așa-ți de bucuros de declarația asta ta, pentru că ultima dată ai făcut iarăși niște declarații, dar nu te-ai ținut de ele, te-ai lepădat cu jurământ că mă cunoști pe mine. Nu, ci Domnul îi spune, dacă mă iubești, paște, fă ceva. Dacă mă iubești, fă ceva. Paște melușeii, oițele și oile. Stimații mei, când noi spunem că iubim pe Domnul, Domnul vine și spune așa, dacă mă iubești, fă ceva în comunitate unde te-am chemat eu. Sunt oameni care au nevoie de mijlocirea ta în rugăciune. Sunt oameni care au nevoie de încurajare. Spune Biblia, cine încurajează pe alții, cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Bine, putem numi pe cei ce predică sau pe cei ce prorocesc. Ne rămân dejde de la mână cam cine. Dar cât se ocupă cu îmbărbătarea în poporul Domnului? Și atâta atac există, și atâta situație există, că n-au nevoie oamenii de îmbărbătare. Câți dintre noi ne mai punem la dispoziția Domnului pentru darul ăsta? Ori a iubi pe Domnul înseamnă să-ți cauți locul în poporul Domnului și să slujești la nivelul la care te cheamă Dumnezeu. Să cauți fața Domnului. În primul rând să întrebi biserica la ce ești chemat, că biserica știe. Darurile pe care ți le dă Domnul, ți le dă în folosul bisericii. Și există un pasaj biblic pe care Domnul mi-l pune pe inimă, din 1 Petru capitolul 4 cu versetul 10, spune Scriptura așa, ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Subliniez aici că epistola aceasta nu-i scrisă celor ordinați din Biserica Domnului, nu-i scrisă comitetelor sau bordurilor de conducere. Această epistolă este scrisă tuturor credincioșilor împrăștiați ca străini prin toată zona Asiei Mici de atunci. Și lor, Petru, le scrie ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi, ăștia mântuiți, să slujiți altora de sub aripile Domnului, nu cum aveți voi chef sau unii credeți voi că sunteți potriviți sau neamul vostru, ci după darul pe care tu l-ai primit. Când vii la pocăință, Dumnezeu îți dă un dar. Nu totdeauna darul pe care îți dă, e un dar nativ cu care te-ai născut. Îți dă un anumit dar. Un dar de îmbărbătare, un dar de rugăciune, un dar de cântare, un dar special îți dă Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă să slujești poporului său, nu cu ce crezi tu că ar trebui, ci cu darul acela. Doamne ajută! Ți-ai descoperit darul tău? Pentru că într-o zi vom fi evaluați
Dacă am intrat sub aripile celui atotputernic, dacă afară au rămas oameni laureați ai premiului Nobel, oameni mai bogați, mai inteligenți, mai morali ca noi, au rămas afară și pe noi Dumnezeu ne-a adus acolo. Ne-a adus ca să ne facă conștient că ne-a dat un dar cu care devenim unici. Ca mine nu mai este niciunul. Sunt predicatori mai buni ca mine, sunt predicatori mai deosebit, dar ca mine nu mai este niciunul. Ca tine nu mai există niciunul. Ești unic. N-are sens concurența. Efectiv, n-are sens concurența. Cu toate că există oameni care fac concurență pe diferite, dar nu există. Fiecare are un dar unic. Ți l-ai descoperit și dacă ți l-ai descoperit, ai slujit bisericii cu el, sub ocrotirea celui preanalt. Pentru că asta este modul în care arăți că iubești pe Domnul. Te poți odihni liniștit. Când ai slujit Domnului cu lucrarea ta, când îți știi limitele tale, că nu poți face tot, nu poți gestiona tot. Împrejurul tău așează oameni care se descurcă mai bine în anumite situații. Spunea unul dintre slujitorii bisericii pe care am cunoscut din Anglia că e foarte bine să știi ce dar ți-a dat Domnul, dar și mai bine e să știi ce nu ți-a dat Domnul, ca să nu te bagi. E foarte bine să știi ce nu ți-a dat Domnul. Că dacă nu te-a chemat Domnul la stăruință, nu te băga acolo să ajuți. Că dacă nu te-a chemat Domnul să pleci în misiune, nu te du acolo dacă nu. Dar în schimb, cere Domnului să-ți descopere ce ți-a dat și să fii găsit credincios în lucru încredințat ție. Bineînțeles că noi suntem specialiști să fim găsiți încredincioși în lucru încredințat altuia. Că ăla nu face și trebuie, că ar trebui să mai meargă așa, că ar trebui să mai facă așa. Băi, dar nu e asta important. Ăla va da socoteală în dreptul lui, că o mers mai mult sau mai puțin, că o lucra mai mult sau mai puțin. Tu, ce faci cu darul tău? Păi eu nici nu știu ce dar am. Cum te vei prezenta înaintea stăpânului? Cum te vei prezenta cu un talent acoperit? Cu un talent nici care tu nu te uita prea bine la el. L-ai luat, l-ai acoperit și gata. Și atenție, ăla e robul stăpânului. Și când vine cu el, vine și spune, stăpâne, nu l-am uzat deloc. Nu l-am uzat deloc, ia-l înapoi. Ia-l, tu mi l-ai dat când am venit la pocăință, ia-l înapoi. În timp ce alții au mai adus pe alții care lucrau cu daruri, în timp ce alții și-au multiplicat darurile, în timp ce alții slujeau acum cu grămadă de daruri pe care le-a dat Dumnezeu, el a venit cu unicul lui dar, pentru că a fost comentator sau consumator de predici, de cântări, a făcut clasamente, care, cum, unde, și tot timpul s-a ocupat cu așa ceva. Și a avut și el un dar, dar niciodată nu s-a aplicat asupra lui să-l înmulțească, să-l facă profitabil și pentru alții, dar în mod special pentru stăpân. Și m-aș fi aștepta ca stăpânul să spună, băi, robule, măi, ăsta cu trei o mai adus trei, ăla cu cinci o mai adus cinci. Tu cu unul, în mod normal, trebuia să mai aduci unul, nu-ți ceream mai mult. Dar pentru că nu-l ai, dă darul încoace, e mătura și de azi înainte mături. Nu mai faci nimic, mături în coltiru. Ce să-ți fac? Dacă nu ești capabil, altfel te puneam și pe tine, să ai așa. Dar mături, nu. Robul stăpânului care costă bani, să ai un rob costă bani, îi spune legați-i mâinile și picioarele și pentru că pe darul, singurul dar care l-am dat, nici nu s-a oprit asupra lui. Eu văzut pe ceilalți că muncesc dimineață până seară și aduc alți talanți. Dar nici nu s-a complicat. De aia și spune log, rob viclean și leneș. El s-a ocupat cu altceva. O a avut treburile lui. Legați-i mâinile și picioarele și aruncați-le în întunericul de afară. Și totdeauna întunericul de afară e pierzarea veșnică a unui rob care a avut dar, nu și l-a identificat și nici n-a lucrat cu el. De aceea, unul dintre modurile de a iubi pe Domnul este slujind cu darul. Unul dintre modurile de a-i spune Domnului, Doamne, nu-mi pasă de iubirea ta. Nu-mi pasă de mântuirea pe care mi-ai dat-o. Efectiv, eu mă duc la bani, mă duc la afaceri, mă duc la viața mea, puțin mă interesează lucrarea ta și darul tău. Acești oameni se vor trezi prea târziu. Nu se mai putea face nicio schimbare, dar în seara asta, împreună cu mine, putem face un abonament la Psalmul 91. Condițiile pentru abonament sunt astea, să intri sub aripile celui preanalt prin botezul în apă, prin credința în Iisus Hristos și verificarea totdeauna dacă ești la zi cu semnalul că Hristos e în viața ta, Doamne ajută,
apoi, frații mei, să rămâi, să stai sub ocrotirea celui preanalt, să rămâi în comunitatea în care te-a așezat Domnul, văzându-ți starea și tașa altora, veghindu-ne asupra altora, fiind un om al păcii și al echilibrului acolo, odihnește-te, prinde putere acolo, după care începe să verbalizezi, începe să spui ce este Domnul pentru tine. Laudă numele Domnului, fă antrenamente pentru lucrul acesta, ca toți din prejurul tău să știe că ești purtătorul flamurii mântuirii lui Iisus Hristos. Totdeauna ai ceva de spus de Domnul, după care tot ce ai, tot ce ești, îl iubești pe Domnul, păzind poruncile Lui, arătând că ești copilul și ucenicul Domnului, că prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei. Nu prin vorbire în limbi, în primul rând, nu prin profeții, ci dacă vă veți iubi unii pe alții. Și asta e porunca Domnului, de aia ne-a dat Duhul Sfânt. Și apoi, frații mei, ostenind, slujind Domnului, nu cum avem chef, ci cu darul pe care El ne-l-a dat. Îl așteptăm să vină. Dar până atunci, la oameni de genul ăsta, Dumnezeu e interesat să le dea viață lungă. E interesat, pentru că au abonament la Psalmul 91. Ăștia laudă numele Domnului, ăștia slujesc Domnului. Și după ce le dă viață lungă, încununează viața lor, le arată mântuirea sa, slăvit să fie Domnul. Să ne ajute Domnul să avem abonament la Psalmul 91. Amin.